Municipiul de Pecerna a fost coordonat de către Remus Mariș între anii 1992, când din postura de candidat independent a câștigat alegerile pentru funcția de primar, demnitate pe care o ocupă cu cinste, pricepere și modestie până în anul 2004. A fost omul care a administrat Hunedoara în cea mai dificilă perioadă a existenței acestei comunități, de după cel de-al doilea război mondial. În special, între anii 1996 și 2004, Municipiul Hunedoara a fost grav afectat de dispariția marilor unități din siderurgie și minerit, fapt ce a generat un efect de domino din punct de vedere economic, întreaga zonă devenind una calamitată din punct de vedere social. Până la urmă nu este decât un gest simbolic, ceea ce am făcut astăzi este un pios omagiu pe care îl aducem acestui om care a muncit atât de mult pentru municipiul Hunedoara, atât din partea celor care l-am cunoscut, cât și din partea celor care au lucrat cu domnia sa în primăria Hunedoara sau la ICSH. Eu vreau să le mulțumesc tuturor consilierilor locali care au votat în unanimitate. Vreau să-i mulțumesc consilierului local PSD Mircea Popa pentru inițiativa acestui proiect de hotărâre. El a fost și viceprimar în ultimul mandat al domnului Remus Mariș și eu sper că vom reuși să ducem mai departe munca începută de acest inimos primar la începutul anilor 90, să remodernizăm Hunedoara așa cum și-a dorit domnia sa. Soția fostului primar a fost cea care a primit, extrem de emoționată, cheia orașului și placheta care consfințește conferirea titlului de cetățean de onoare. O deosebită onoare, îi mulțumim domnului primar, consilierilor, domnului Mircea Popa, nu în ultimul rând, tuturor celor care au fost alături de soțul meu în momentele grele în care a condus Hunedoara. A fost un om puternic, s-a luptat pentru acest oraș, l-a iubit, a iubit hunedorenii, așa cum și-a iubit propria familie. Și pentru asta îi mulțumesc și de acolo de sus, de unde este, sper în sfârșit să fie împăcat cu gândul. În momentul în care nu-ți cunoști trecutul, nu poți să ai viziuni bune nici pentru viitor. E valabil inclusiv pentru o comunitate, inclusiv pentru o țară, inclusiv pentru oricine. Și cu el aveam o vorbă. Am lucrat împreună din toate punctele de vedere, și colegi, și eu director general, și el director economic, și primar, și eu consilier, și aveam împreună o vorbă. Fă întotdeauna bine. Sau mai bine spus, fă bine de câte ori poți, dar întotdeauna trebuie să poți. După ultimul său mandat la conducerea primăriei, Remus Mariș și-a continuat activitatea la ICSH ca director economic. În 2009 a revenit în primăria municipiului Hunedoara ca inspector de specialitate și consilier superior, iar în 2012 s-a retras la pensie. În ultima zi a lunii martie din anul 2014 a încetat din viață.